o lansare de carte. E o parte a sufletului său pe care Viorel Ilișoi o dăruiește locului în care s-a născut, locului în care și-a început formarea și locului din care, indiferent câtă lume străbate, nu va putea pleca niciodată. Și se va întoarce mereu cu un reportaj. Un reportaj de suflet, un reportaj de drag. Aici el și-a întâlnit statornica sa iubire, literatura, a avut primele întâlniri de duh și de nătuf cu jurnalistica și ne propune oameni și destine care s-au lăsat descifrate într-o serie de reportaje de o cutremurătoare forță și profunzime, așa cum veți remarca lecturând acest volum. Emoția mea este astăzi dublă, triplă. Sunt muzeograf la galerii, deci alături de domnul manager, gazda evenimentului. Prin voia Domnului suntem verișori. Prin voia destinului suntem cei mai buni prieteni. Prin voia repartiției la liceu am fost colegi doi ani de în aceeași bancă, colegi de clasă și de bancă. Prea multe întâmplări frumoase. Poate că într-o zi o să fiu și eu subiectul unui reportaj și până atunci vă doresc să rămâneți dumneavoastră cei care să vă bucurați de ziua de astăzi. Am venit să prezint o carte. Renunț la treaba aceasta pentru că lecturând cartea am ajuns la concluzia că eu astăzi trebuie să fac un laudatio fostului meu elev care a venit la Botoșani cu o carte numărul 1 în literatura română pentru un motiv. Dacă universitarii din Iași și București au cheltuit multă cerneală să înțeleagă reportajul de unde face parte și unde să-l încadreze, a venit acum Viorel Ilișoi în mod practic și arată că reportajul mută textul, cum spune și autorul, mută textul reportajului în domeniul literaturii. În sfârșit, nu este nici o cerușăreasă reportajul, cum spunea Silvian Iosifescu, nu este nici o scriere de graniță, cum spuneau universitarii de la Iași. Meritul lui Viorel Ilișoi este atât de mare încât după decenii și decenii reportajul este, are statutul său propriu. Cartea conține atâta viață, atâta viață cât nu poate duce un individ pe traseul pe care îl parcurge. În primul rând, Viorel Ilișoi este un om cu har. Fără har nu faci ceea ce a făcut el în cartea aceasta. Harul nu ținea nimeni. Banii ținea, dar harul nu ținea. Și la școală a început ca poet. Scria niște poezii extraordinare care pe mine m-au impresionat. Cuvintele cristale adevărate, nu puteai să iei unul, un cuvânt să-l scoți de acolo, fără ca să deranjezi sensul poeziei, sensul textului. Ei, vreau să vă spun că și în această carte se întâmplă același lucru. Are o precizie a sensului și a subsensului cuvântului. Ajunge până la inima cuvântului și îl așează acolo, exact acolo unde trebuie, pentru ca să umple un gol foarte mare. Dacă am scoate din reportaj, indiferent din care pagină, un cuvânt, s-ar dezechilibra toată textura aceea. Am un respect deosebit față de acest talentat tânăr care a reușit să facă acest mare pas și să impună reportajul între speciile literaturii.
rămase reportaje, o carte eveniment. Reportajul are tradiție la Ringhilești. Ringhilești este un sat foarte cunoscut pentru județul Botoșani și pentru Regat. La crucea dintre secolele 19 și 20, în Ringhilești, armeanul Cristea Goilav, proprietar al unei moșii de 4576 de hectare, a avut una dintre cele mai mari ferme agricole din Regat. Aici lucrau peste 1000 de muncitori agricoli și 200 de salariați permanenți, mulți în fabrici pentru valorificarea de tip industrial la vremea aceea a producției agricole. Cu produsele agricole de aici, România a câștigat în mai multe rânduri medalii de aur la expoziția mondială de la Paris. În anul 1900, frații Goela din Ringhilești primesc medalia de aur la produse spiritoase, siropuri și la produse agricole nealimentare, rapiță, cânepă, macvarea sarului. Primele reportaje despre aceste medalii de aur cu produse agricole de la Ringhilești au apărut în Franța și au fost preluate de presa din Regat. Mai mult, unul dintre administratori a fost Marie Pai Goilav, amazonca din Ringhilești, un personaj celebru al acelor vremuri, pasionată de echitație și științele naturii, care a făcut obiectul multor reportaje în presa de atunci, în Elveția, unde a murit la 42 de ani, în 1929, în Anglia, unde era născut soțul ei, Gordon Filipai, și în Franța. Viorel Ilișoi, maestru recunoscut al reportajelor din România post-decembristă, s-a născut la Ringhilești. Un elev surprinzător și-a plecat spre documentare. În anul 1986, o profesoară de fizică, foarte riguroasă și destul de severă la școală, le dă elevilor din ultimul an un test de control cu subiectul efectul fotoelectric. La corectare, găsește o teză care nu trata subiectul. Lucru destul de frecvent în anul terminal, elevii având obiceiul de a scrie ceva pentru ca profesorul să vadă că au trecut pe la școală. Surpriza pentru profesor a fost aceea că elevul a scris o poezie, două pagini în versuri îndelung elaborate, poezia tratând cu rigoare un întreg capitol din manualul de fizică, care se învăța în întregul trimestru. Remarcabil pentru un elev într-o clasă de umană pentru care științele exacte nu ar fi trebuit să fie punctul forte. Profesoara a citit lucrarea de mai multe ori, a fost impresionată și i-a dat imediat nota 10. Autorul era Viorel Ilișoi, un elev de excelență în generația lui, chiar dacă nu avea întotdeauna notele cele mai bune, și care îi surprindea pe cei din jur prin inițiative și idei neobișnuite. Vreau să vă mai spun că Viorel a fost aloc un premiu. Ați făcut cea mai pertinentă analiză a textelor mele. Eu am plecat în București reporter și după 12 lansări în 21 de oraș am ajuns în Botoșani scriitor. Toată lumea mi-a spus că eu fac literatură. Eu scriu un reportaj cum se scrie reportajul. Bineînțeles că nu e doar un gen jurnalistic în spatele sau deasupra acestui gen, vin reflexiile mele de scriitor. Acum nu vreau, asta am făcut de mic. Că mi-am ars toate textele pe care le-am scris până încă 35-40 de ani și rămasei fără opere și fără băleți, asta e altceva, dar reflexele rămân. Nu e deloc surprinzător că iubita mea profesoară din liceu, după am scris aproape noastră în bine cuvântul, a văzut imediat ce se întâmplă cu epistola, pentru că mi-a fără știi. Când vorbea de dumneavoastră în spunea de unitatea dintre formă și conținută teorie literară, asta m-a făcut să scriu un reportaj despre niște copii geniali, adunați la Iași într-un fel de olimp al geniilor săraci adunați de prin satele județului, să scriu acel reportaj în stil școlaresc, cu fraze scurte. Începe, Ana n-are mere, era săracă. Ana are, și scrie tot reportajul
exact în stilul ăsta școlăresc, ca să dau prin această unitate între stil și limbă. Și, în formă, o forță de sugestie, dincolo de elementul explicativ, informativ, să dau ceva ce nu poate fi cuantificat. Puterea de sugestie a textului. Faptul că am scris acel reportaj în acel fel, te transportă într-o dată la vârsta aceea, la fel de a gândi și a înțelege lucrurile de acolo. Scriind un reportaj despre bătrâni de 80 de ani care se întâlnesc la o petrecere de intracism fermecător la o petrecere de 60 de ani de la terminarea liceului pe care ține dorim și noi. Am folosit o frază intenționat lungă în care am suprimat timpul, lăsând o curgere lentă ca un fluviu tocmai ca să dau prin asta o sugestie de cum. Așa se vede de la 80 de ani curgerea timpului, pentru noi rapidă se poate. Pentru noi este sunt liniștiți și prin lungimea frazei am încercat tocmai să sugerez asta. Sau scriind despre niște, cum se zice, mie nu-mi place cuvântul, prospectari din București, acei oameni din Mărânscă, undeva într-un text, umanitatea abandonată, dar pe care o poți regăsi cu ușurință dacă ștergi un pic o toială de deasupra. Am scris un argou, apropo de un iar formal de lumea despre care scriam. Astea sunt reflexiile literare, sunt instrumentele pe care le folosește și, cum am zis, mai puțin talent, le folosește și scriitorul, le folosește și reporterul. Eu nu am încercat să scriu reportaj să fac literatură, doar am folosit instrumentele scriitorului ca să fac reportajul mai bun, să nu fie doar un vehicul de informație, ci să aibă și o formă frumoasă. Deci am și editurat cartea cu un fals orgoliu, cel mai frumos reportaj. Nu e deloc orgoliu acolo, nu e aroganță, e o biată imitație a celebrei cipri de colecție, cel mai frumoase poezii. Și sunt cele mai frumoase reportaje ale mele, nu de bune, cele mai frumoase parole, dar nu tocmai pe care vezi. Astea sunt cele mai frumoase ale mele. Și sunt frumoase la modul propriu, pentru că sunt frumoase. Am lucrat ceea ce impresionește pe mine, că nu te lasă timpul, nu te lasă dimensiunea meschină în pagini, nu te lasă mintea în gustă, redactorul și lasă, nu trebuie să fie frumos, spune acolo, ia trafă, dar nu ia trafă, mor, unde scrie, sunt asfalt sau nu sunt asfalt. Eu am refuzat tot timpul să fac lucrul ăsta, am vrut dat de 3 ani, am făcut afară de la ziar, că n-am plecat la 3 ani, am dat, nu, 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 dau, eu știu, eu nu ce nu fac. Și acum, este două, trei, vine, mă aducea înapoi, nu avea, pe mine, până la urmă o să dea. Și încet, încet, am învățat, dar nu, lasă-mi să scrie așa cum vrea. Și în timp ce colegii mi scriu 15, 20, 30, 1, scriam un, maximum 2. Dar le dădeam un pic mai încet decât ceilalți. Era și o documentare mai aprofundată, reportajul despre mediu, mi-a luat fix 21 de zi. Când să scriu? Încă 3 reportaje în ziua rămasă, în sfârșit. Am lucrat foarte mult, foarte greu, pentru să scriu greu. Mă dau cu capul de pereți, plâng la probă, bar pisicit, mă rog, iar un gând violent. Și Maria Bacea a prins tocmai lucrul ăsta pe care ceilalți nu l-au subliniat. S-au pus să mă gândește proastea despre textele astea. Proastea în sensul că formal, religioase, fără să fie citit, că așa se practică. Și a prins tocmai elementul ăsta de meșteșug, de meșteșugar care stă și închinui fiecare asperitate, să șteargă de acolo, să... inclusiv după ce îmi citesc, după ce am făcut textele, îmi citesc cu voce tare și având de roșii niște bani de muzică în spate, folosesc urechea muzicală la structura frazei. Deci dacă nu îmi prind ceva, nu mi-am prins exact. Domnule, îmi trebuie exact cuvântul ăla să găsesc un sinonim, dar din bancă și la pe care cam n-am pus. Și e atât mai rău cu ceva metric, să zic, să-l mișcăm, 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 să-l
sau îmi trebuie o aliterație undeva, trebuie să sune cuvântul, să găsesc 5 cuvinte care să aibă vocala A, vocală deschisă în ea, sau trebuie să scriind despre tren, să folosesc cuvinte în care se conțină vocala O, să îndeva, să înțeleg. Când le citești, nu dai seama, lucrurile astea vin aproape subconștient în cititor, îi dau acea senzație de plăcut, de lectură plăcută pentru lectura, nu mai depinde cât e dorită. E singur motiv pentru care cineva poate să citească în afară de cei care dau un examen și trebuie neapărat parcă o carte. În rest, lectura este doar plăcere. Nu am văzut pe nimeni strângând din timpul și strângând la capătul. Nu-ți place o coasă primară de scriitor, chiar și Cotoșăneanu.